Un proiect foarte ambițios și mai cu seamă cu un scop tare, tare frumos este în plină desfășurare în această perioadă în Republica Moldova. Vorbim despre proiectul Voices Plus. Deci în perioada următoare, mai exact până spre sfârșitul lunii noiembrie, să știți că o echipă de profesioniști vor cutreiera toată țara în căutarea celor mai talentați copii, dar și profesori. Mai multe despre Voices Plus discutăm în continuare cu cel care stă în spatele acestui proiect. Este vorba despre Andriano Marian, fondatorul și dirijorul Moldova National Youth Orchestra. Bună seara, Andriano, da, bine ai venit. Bună seara, bună seara. Cum ești? Bine, bine. Bine, bine. Voices Plus deja a început, da, nu? Da, de pe da. Data de 18 da. Noiembrie. Da, da, deja am început. Da, și acum e o prima fază, adică mergem la ei acasă, adică în Raioane. Și diferența e că dacă în... Voices de anul trecut, deci cumva ne focusam pe toți copiii care au aptitudini vocale, nu neapărat să aibă școală, acum mergem chiar explicit în școlile de artă sau muzică. Adică e un proiect, de asta și se cheamă Voices Plus, cumva... Upgradat mai, da, upgrade, sau mai mult de atât, adică vom lucra foarte aproape de școlile de muzică și de artă din școală și... la fel, în plus, ce a fost anii trecuți, e că vom avea și ateliere sau traininguri, cum se mai zice, pentru profesori. Deci nu doar copii, dar și profesori. Asta e... noutatea cu da, oamenii. Și plus la asta, că vine feresc cuvântul plus, dorim să îmbunătățim sistemul, cum funcționează aceste școli. Deci vom aduce acești profesori la discuții cu entitățile decizionale, cu guvernul, adică ca să vedem cum am putea să elaborăm o metodologie sau regulamente updatate, pentru că e o problemă acolo. Pentru că ce se întâmplă? Deci școli de muzică și artă, e un mare potențial acolo. Vorbim de... Deci în fiecare raion sunt două, trei școli de muzică sau de artă, independent de populație și desigur cât de activi sunt directorii sau nu. Și vorbim de circa 15.000 de copii. Deci e un patrimoniu, aș putea spune viu, care trebuie protejat și îmbunătățit. Pentru că în aceste școli de muzică, deci cumva copiii se duc după ore și au o ocupație creativă, ceea ce e foarte bine pentru societatea noastră, să creștem niște oameni care sunt în contact cu frumosul. Și deci asta e diferența mare a acestui proiect și de-abia l-am început și sunt până curios. Pe 22 noiembrie va fi prima etapă, adică vom merge vizitele acestea în regiuni, după care vor urma. Deci vom face o competiție între toți instrumentiștii care din aceste școli, adică noi mergem și facem concursuri interne. Ca un fel de preselecții? Da, da, da. Și nu mergi singur, Andriana, nu? Zine cine merge cu tine în aceste vizite prin țară? De exemplu, la Leu am fost cu Mișa Grosu, cu acordeonistul și jazzmanul Mișa Grosu și mâine mă duc cu... La Șoldănești cu Marian Ungur, care este compozitor, un tânăr compozitor. E și un prieten și coleg de-al meu. Iar joi și vineri vom merge la... Joi la Sângerei și vineri la Drochia vom merge cu acordeonistul care face multe lucruri bune acum, cu Radu Rățoi. A, vine da, Radu la Chișinău. Da, da. Super, da, poate da. Prindem și noi. Să el, felicităm. Da, pentru... exact. El a avut foarte frumos gest. Noi am lucrat în vară la proiectul la Play și a avut un gest foarte frumos să zică, uite, eu vin acasă totuși și aș vrea să merg în sate. Și da, e o chestie mare. Și sâmbătă o să merg cu profesorul de trompetă Vasile Cibuc la Pelinia Drochia. Deci, așa, și deja, desigur că area de acoperire va continua până 20 noiembrie. Și, cum am spus, pe 3 decembrie vom avea un concurs între acești tineri instrumentiști, în mare parte, după care va fi un atelier, un campus pentru profesori, 40 la număr,
dar nu doar profesori, vom invita și directori ai sectorului de cultură sau șef. Deci mai multe persoane care au un factor decizional la nivel de cultură în regiuni și vom avea foarte multe direcții de traininguri interesante, printre care și vom forma un cor intergenerațional între acești profesori. Deci ei vor forma un cor și avem și un concert, dar cum am spus, vom și dezbate anumite lucruri ca cum să îmbunătățim aceste școli la nivel procedural. Și desigur că în decembrie va fi campusul de iarnă tradițional cu cei 100 de copii Voices la Chișinău și ei vor participa la final la proiectul Pop Symphonic 9, care va fi la Arena pe 23 decembrie. Deci care idee? Că noi nu doar selectăm instrumentiști acum, dar la fel continuăm să invităm și copii care cântă cu voce, dar desigur că avem și copii de anul trecut, deci vorbim de 50 de copii care au rămas din edițiile precedente și noi nu uităm de ei. Mm-hmm. Andrei, nu, ai zis că ai fost până acum la Leova și la Mânia două locații la Șoldănești. Așa, ai fost la Leova cu Mișa Grosu până acum. Zi-ne un pic despre cum a fost acolo, ce talente ai descoperit. E ceva nou pentru că cumva mergi și cunoști profesorii, copiii, cum funcționează școlile. Lucrul bucurător e că în fiecare școală medie sunt 100-120 de copii, deci un număr destul de impunător. Bun. Da. Și uneori doar la muzică atât, pentru că iau și clase de pictură și așa mai departe. Apropo, și bine, cum a fost? A fost cald și pentru mine oamenii care în continuare sunt profesori și lucrează în aceste școli sunt niște eroi. Pentru că când revii la Chișinău îți dau seama că noi trăim în lumi paralele. Posibilitățile deci sunt mult mai mari. Acolo, din păcate, asta și problema, e un deficit mare de oportunități, de platforme de deschidere pentru copii, adică concursuri, competiții. Mm-hmm. Adică sunt foarte rare aceste oportunități și e o mică problemă asta. Deci vom încerca să facem ceva pentru asta. Și nu am spus doar atât, am uitat să spun că vom face și o expoziție cu de picturi. Deci noi ce facem? Vom fotografia toate picturile cele mai bune din aceste școli, le vom transmite unui pictor cu experiență și el va selecta cele mai bune picturi și le vom face expoziție la Chișinău Arena, la ziua concertului aceste picturi. Și bănuiesc că tot în ziua concertului, acolo va fi și așa, va fi și expoziția și toți participanții vor evolua alături de orchestră simfonică și soliști. Mm-hmm. Da. Sunt multe localități, adică Șoldănești, Sângerei, Drochea, Taraclia, Cantemir, Basarabeasca, Fălești, Dondușeni, Glodeni, Edineț și Florești. Sunt multe localități, mii de copii pe care îi veți vedea. Cred că este și obositor, dar e și foarte, e clar că recompensa sufletească este foarte mare, dar e și destul de obositor. Este, dar trebuie cineva să facă asta și e important pentru ei, da, pentru acești copii să iasă în evidență, să le oferim o platformă de a se pronunța, de a-și spune vocea. Gândiți-vă că ei vor avea, copiii selectivi vor avea experiență de neuitat și asta și scopul proiectului, să le dăm încredere copiilor, să creadă în ei și să ajutăm la dezvoltarea lor personală și profesională. Dar e foarte probabil că vom continua următorii ani, deci dacă vorbim de 12 locații, raioane, să cuprindem toate cele 32 plus altele, deci să cuprindem toate școlile din Moldova și să facem așa un fel de scanare. Andreea, spuneai de cei 50 de copii care au participat în proiectul de anul trecut și chiar vreau să te întreb mai multe despre asta, adică e important să înțelegem că proiectul are continuitate și acești copii care au fost descoperiți de voi anul trecut își continuă aprofundarea în muzică. Da, ei de când a început în 2018
vorbim de circa 300-350 de copii care au fost beneficiari finali, că candidați au fost, deci 1000-1500. Mm. Și desigur că eu tot mă bucur că proiectul continuă, deci, pentru că nu e un proiect ușor și vorbim de, și de o finanțare destul de mare pentru aceste tabere de cazare și așa mai departe, și mă bucur că continuă și donatorii care pot să-i spun cei guvernamentali, Ministerul Educației, Agenția Mineret, poporul american și Uniunea Europeană, adică sunt alături de acest proiect și, și contează mult. Da. Noi vedem acum imagini de la... Asta e primul proiect, da. Primul proiect, da, din 2018. Da, da, da. De exemplu, ea e Eliza, cea mai negruță și din Orhei, și Anastasia e din Cumrat. Și așa cam toți erau diferiți, din diferite regiuni și sau... Aș fi Cristian Spătaru în spate, l-au recunoscut acum. Da, 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 Cristi. Foarte frumos. Da. Ai vrut să mă emoționat. Da, da, am vrut să te emoționăm. Da, să te arătăm cum a fost emoționant. Emoționant, da, da, primul proiect. 30 de traineri sunt în total, da. Da, incluși în acest proiect. Da. Tu ne-ai dat deja câteva nume, ne-ai zis. Dacă poți să ne mai spui cine va mai fi și, în general, oamenii la noi sunt receptivi la asemenea inițiative. Hai cu mine până la Dondușeni să vedem niște copii talentați. Da, în principiu, da, doar că deci am o listă draft, ciornă, dar ideea este că eu actualizez săptămânal pentru că verific disponibilitatea, pentru înțeles. Că e vorba de a merge și de a fi o zi întreagă. Da. La drum, etc., etc. Dar oameni, desigur, sunt foarte deschiși și sunt invitare, o să... De mâine, cred că o să proiectez și alta listă. De exemplu, mă gândesc la Ana Cernicova, am vorbit cu ea prealabil. De ce nu aș invita și pe pleada mai... Deci, cei seniori, Ghenadie Ciobanu, compozitorul sau... Adică să meargă lumea mai grele, să meargă acolo. Că asta e și ideea, să... Ca școlile se simte important, că cineva vine și spune cuvinte grele și le arată lucruri faine. Pentru că, de exemplu, Mișa Gros a fost și a făcut masterclass, le-a cântat la acordeon, etc., etc. Deci, cam asta. Dar copiii se pregătesc. Ei știu că voi veniți și chiar ei se pregătesc ce au ei mai bun ca să evolueze scenă. Da, da, să... desigur, desigur. Da, nu. Și totul la da, modul... Da, da, desigur. Au și emoții și... Da. E interesant procesul. Vă invit să mergeți odată cu noi. Da. Oricum, o să vă transmite video-uri și o să le prezentați la voi. Suntem partenerii mei de acest eveniment. Da. Andriano, mult succes pentru perioada următoare. Mulțumesc. Așteptăm și finalul, încununarea acestui proiect de anul acesta. Și eu sunt curios, da. Și îți doresc putere. Mulțumesc tare pentru susținere și că putem vorbi despre asta. Da, sigur că da.